dacă e așa, dumneavoastră sunteți singurii care trebuie să vă doriți ce vreți să faceți cu pământul ăsta. Nu poate să vină un șmecher la București sau un șmecher la Moscova sau la Bruxelles. Nu puteți să vă... Nici în glumă n-ar vrea simția voastră să-ți spune noi vrem în Europa. Nu. Credeți-mă. Noi am ai noștri proștii noștri au pus și în Europa! Și acum nu mai știm cum să scăpăm de Europa. Atenție! Nu le dați... Faceți tot ce puteți ca să scăpați de visul ăsta în Europa. Faceți tot, pentru că este iadul pe pământ. Este iadul pe pământ. Noi venim de acolo și vă spunem, e iadul pe pământ. Da? Deci, rețineți, Basarab, Republica Moldova, este a dumneavoastră și nu a românilor și nu a rușilor. A, dacă dumneavoastră hotărâți într-o bună zi, că vreți să vă uniți cu România, este treaba dumneavoastră. Veți hotărâți și nu veți uniți cu România. Dacă hotărâți să rămâneți un stat independent, este iarăși treaba dumneavoastră și isteria asta, vai! Dar sunt atâtea state care sunt de același popor și care trăiesc în state independente diferite și nu e o moarte de om! Gândiți-vă la Austria și la Germania, care sunt același popor, aceeași limbă și au două state diferite și nu se gândește nimeni să se unifice. Gândiți-vă la Cehia și Slovacia, care diferența de limbă este exact accentul ăsta pe care îl avem noi unii, așa și unii așa. Și nu se gândește nimeni. Au fost uniți, s-au certat, s-au scuipat și s-au despărțit. Și nu e moare nimeni. Atâta timp cât ne respectăm și ne iubim, atâta timp cât îi convingem pe vale și dintr-o parte și în alta să fie un pic mai eficienți și mai profesioniști și să nu ne țină 7 ore la vamă, care e problema? Iată, eu sunt de România și discut cu frății voastre în cea mai creștină și mai autentică relație umană posibilă. E o problemă că suntem în două țări diferite. Din potrivă s-ar putea să fie un avantaj. Pentru că dacă una se distruge, o altă pot găsi scăpare cealaltă. Dar dacă facem toți o singură țară, și mai e o problemă. Dacă România ar fi stat independent în acest moment, ar fi o problemă. Bă, da, România e stat independent, ok. Dar vă reamintesc, dacă n-a fost în stare Iuliu Maniu, Brătianu, Nicolae Iorga, Vaica Voievod și toți ceilalți să integreze Basarabia atunci în regatul României și a văzut ce scrie acolo, că a fost un kvas eșec. Credeți că o să reușească? Iohannis? Nu o să reușească. Și o să fie clasnic. De aceea, decizia mă aparține și sub aspectul politic, dar și bisericesc. Dacă într-o zi veți vrea să vă uniți cu Biserica Ortodoxă Română, să zicem așa, că veți vrea. Tot așa va trebui să procedați. Să mergeți la Patriarhia de Rusă, să vorbiți cu ei, să accepte sau nu. Și dacă n-acceptă, mai stați. Că nu s-au încă zile în sac. Știți ce au făcut polonezii? S-au dus prima dată cu cele de autodeterminare, Patriarhia de Suverenitate. Au mai stat și pe aia, au venit un alt moment și l-au dat-o. Ei nu înțeleg ce e așa de gravă. E o gravă. În afară de planurile masonice, are cineva vreo gravă? Nu. Puteți să fim două state cu oameni care se iubesc și se respectă, nu ce spune la alții, așa mai departe, fără să fie nicio problemă. Dar ideea de fond este că această țară este a dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră sunteți stăpânii ei. Și oricâte lacrimi le curg, la București, voi ce au suferit basarabenii. Basarabenii aia care au suferit n-au fost strămoșii mei. Și nici aia ăla de la București. Au fost strămoșii dumneavoastră. Au fost bunicii și părinții și străbunicii dumneavoastră. Și singurii care aveți dreptul să hotărâți ce se întâmplă cu jertfa lor, sunteți dumneavoastră. Nu trebuie să vină unul de colo să vă spună ce aveți de făcut. De aceea, problema părintului Poșinski e că nu înțelege mai nimic din ce v-am spus eu până acum.